Înțelegem că sunteți gata și putem începe, da? Mulțumim mult! Bună ziua! Am venit astăzi în fața dumneavoastră pentru a prezenta câteva inițiative legislative inițiate de fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate. Este vorba despre două proiecte. Unul este legea cu privire la publicitate și un altul proiectul de lege pentru modificarea codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova. Pentru prezentarea primului proiect, vreau să ofer cuvântul colegului Virgiliu Păslariuc. Bună ziua! Proiectul de lege cu privire la publicitate numărul 269 din 7 octombrie 2020. Autorii proiectului de lege sunt un grup de deputați din Parlamentul Republicii Moldova, Dumitru Alaiba, Leana Nicolescu Onofrei, Marcel Adam și subsemnatul, în colaborare cu grupul de lucru pentru îmbunătățirea legislației mass media în Republica Moldova. Scopul prezentului proiect este ajustarea legislației naționale la standardele și bunele practici internaționale în domeniul publicității. Elaborarea proiectului de lege a fost dictată de necesitatea de îmbunătățire a reglementării în domeniu în vederea creierii unui climat adecvat în dezvoltarea pieței de publicitate. Actuala lege, cea din 1997, este deja depășită și învechită moral. Pe parcursul a 25 de ani de când este în vigoare s-au operat deja peste 50 de amendamente, de aceea o nouă redacție a legii se impune. Prin proiectul de lege cu privire la publicitate se propune, în primul rând, instituirea unor reglementări tematice conforme standardelor europene și internaționale în domeniu. În acest scop este concretizat și ajustat obiectul reglementărilor în domeniu, relațiile ce apar între furnizori, producători, difuzori, distribuitori și consumatori de publicitate. Legea actuală, cea din 1997, adesea ignora interesele, în primul rând, a consumatorilor de publicitate. De asemenea, este ajustată terminologia din legislația națională, este lărgit semnificativ spectrul noțiunilor utilizate și definite. Sunt introduse 41 de termeni care răspund necesităților noilor realități. Din 1997 s-au creat noi realități sociale, de ce adaptarea aparatului normativ devenea un imperativ. Au fost eliminate inexactitățile și ambiguitățile din legea din vigoare, care contribuie la apariția unor conflicte de ordin juridic și decizii nefundamentate, arbitrare, din partea autorităților statului cu atribuții în domeniul Consiliul Audiovizualului sau Consiliul Concurenței. De asemenea, proiectul de lege prevede consacrarea unor reglementări necesare pentru protecția mass media și altor categorii de difuzori de publicitate. În acest scop, se instituie o serie de prevederi prin care se urmărește apariția unor standarde de activitate în domeniu, dreptul și obligația difuzorilor de publicitate de a solicita încheierea contractelor în formă scrisă, este deci o prevedere foarte clară, fiecare contract va fi neapărat în formă scrisă, dreptul difuzorilor de a solicita distribuitorului de publicitate asumarea răspunderii privind mesajul publicitar, dreptul la propria imagine, prezența datelor cu caracter personal, dreptul de autor și așa mai departe. De asemenea, se urmărește delimitarea responsabilității difuzorilor de publicitate de a furnizorilor și responsabilitatea distribuitorilor, completate și concretizate reglementările speciale cu referire la difuzarea publicității prin intermediul paginilor web, care evident în vechea redacție nici nu exista, deci în vechea lege din 1997. De asemenea, este eliminată limita spațiului din publicațiile periodice private rezervate publicității comerciale. De asemenea, proiectul de lege prevede crearea cadrului normativ juridic privind difuzarea publicității politice în perioada electorală. Dacă până acum de publicitatea politică se preocupa doar codul electoral, acum anume această lege a publicității este cea care reglementează publicitatea politică în perioada extraelectorală. În legislația în vigoare sunt absente reglementări privind regimul juridic al publicității politice difuzate în afara perioadei electorale. Proiectul de lege nu interzice publicitatea politică în perioada extraelectorală și acest lucru trebuie să
ținem cont de el, dar o reglementează, creează condiții egale de acces al partidelor pe piața publicității politice, cu respectarea drepturilor și obligațiilor mass media și altor difuzori de publicitate de pe piață. Alt aspect pe care proiectul de lege îl îmbunătățește este crearea regimului juridic al mesajelor de interes public sau publicității sociale în Republica Moldova. În câteva legi în vigoare sunt consacrate reglementări contradictorii privind publicitatea socială și reglementări care nu oferă claritate nici în ceea ce privește distinția dintre publicitatea socială și publicitatea comercială. De aceea se propune excluderea din legislația sintagmei publicitate socială și înlocuirea ei cu sintagma mesaj de interes public. Proiectul de lege prevede un mecanism de gestionare a mesajului de interes public prin crearea și funcționarea Consiliului privind mesajele de interes public, prin elaborarea și implementarea planului difuzării mesajelor de interes public. De asemenea, sunt prevăzute modalități de asigurare a transparenței utilizării banilor publici în cazul producerii și difuzării mesajelor de interes public. Proiectul de lege, de asemenea, își propune să producă consacrarea unor reglementări în domeniul publicității exterioare, outdoor, da? Conforme cu relațiile din domeniul și cerințele legislației anticorupției. Sub acest aspect se remarcă următoarele. Deci există reglementări legislative în domeniu consacrate în legea cu privire la publicitate, care este în vigoare, care au un grad scăzut al predictibilității și există permanente conflicte în domeniul publicității exterioare, în special după alegerile locale generale. Da? Sunt acele conflicte în permanență, cât poate sta sau nu un panou. Și în final, proiectul de lege își rezervă să promoveze autoreglementarea în domeniul publicității. Sub acest aspect se propune instituirea unui capitol ce vizează autoreglementarea în domeniul publicității. Se propune promovarea în Republica Moldova a experienței care există la nivel european și care contribuie la soluționarea problemelor în acest domeniu în plină evoluție. În concluzie, sunt completate și concretizate atribuții instituțiilor care exercită controlul de stat în domeniul publicității și care, în definitiv, trebuie să asigure concurența loială pe piața publicității, să contribuie la respectarea drepturilor consumatorilor în domeniu, să garanteze evaluarea periodică a pieței de publicitate. Acest proiect de lege oferă largi libertăți în acțiuni tuturor actorilor din domeniu și îi motivează să acționeze cu responsabilitate. Legea urmează să constituie o nouă etapă în ajustarea legislației naționale la terminologie și rigorilor, normelor și bunilor practici europene și internaționale în domeniul publicității. Vă mulțumesc! Și acum mă rog pe doamna Adam să vă prezinte următorul proiect. Bună ziua! Fracțiunea PAS a înregistrat proiectul de lege pentru modificarea Codului Serviciilor Media Audiovizuale al Republicii Moldova și proiectul DAT propune modificarea Codului Serviciilor Media Audiovizuale al Republicii Moldova prin introducerea unor prevederi care vor permite responsabilizarea furnizorului public național de servicii media, compania Teleradio Moldova, prin instituirea unui mecanism de control parlamentar și prin reformarea organului de supraveghere a activității sale, Consiliul de Supraveghere și Dezvoltare. Întoarcerea sub control parlamentar a furnizorului public național de servicii media este firească, având în vedere că până la 1 ianuarie 2019, compania Teleradio Moldova a fost permanent sub control parlamentar. La decizia guvernării din 2018, compania Teleradio Moldova a fost scoasă de sub control parlamentar și a fost plasată în subordinea Consiliului Audiovizualului, ceea ce, de fapt, reprezintă un nonsens, atât timp cât Consiliul Audiovizualului exercită în condiții de egalitate controlul asupra modului în care toți furnizorii serviciilor media își îndeplinesc obligațiile asumate conform Codului Serviciilor Media Audiovizuale. Subordonarea companiei Teleradio Moldova față de Consiliul Audiovizualului a dus la deteriorarea gravă a imaginii companiei și la scăderea calității produsului oferit de către furnizorul public național de servicii media. În spațiul public și în petițiile către noi au fost semnalate o serie de încălcări în activitatea Consiliului de Supraveghere și a managementului companiei Teleradio Moldova prin nerespectarea deontologiei, nerespectarea principiului transparenței decizionale, nereguli administrative și financiare.
Astfel, proiectul de lege propune revizuirea mecanismului de constituire a componenței Consiliului de Supraveghere al Furnizorului Public Național de Servicii Media, instituind o claritate în acest sens și o reprezentare proporțională în procesul de desemnare a candidaților la funcția de membru al acestui Consiliu. Totodată, în condițiile reîntoarcerii Furnizorului Public Național de Servicii Media sub control parlamentar, proiectul de lege propune ca mandatul actualilor membri ai Consiliului de Supraveghere, a directorului general al companiei Teleradio Moldova și a directorilor generali adjuncți să înceteze de drept la data intrării în vigoare a modificărilor. Mulțumesc! Aceste proiecte urmează să fie prezentate și în plenul Parlamentului. Vom mai avea discuții, consultări publice, vom mai avea ocazia să venim și cu amendamente. Este important să subliniez că cel de-al doilea proiect prezentat mai conține și prevederi privind revizuirea mecanismului de constituire a componenței Consiliului Audiovizualului. Ne dorim și aici mai multă claritate, o reprezentare proporțională în procesul de desemnare a candidaților la funcția de membru în acest Consiliu din partea Parlamentului, a altor entități publice precum Președinția și Guvernul și societatea civilă. Din păcate, prevederile actuale induc destul de multă confuzie. Noi propunem un mecanism foarte simplu și din acest punct de vedere considerăm că este absolut firesc. Prin modificările pe care le propunem, organul care numește în funcție membrii unui consiliu, fie că este vorba de Consiliul Audiovizual, fie că este vorba de Consiliul respectiv de la Teleradio Moldova, tot Parlamentul să fie cel care are posibilitatea de a-i revoca din funcție în cazul în care se constată că membrii unui organ și-au executat necorespunzător sau nu au executat în mod corespunzător obligațiile, prerogativele sau atribuțiile stabilite prin lege. Acestea sunt, pe scurt, prevederile. O să vă invităm să urmăriți și mai departe discuțiile publice și activitatea noastră. Mulțumim! Despre proiectul anterior, care deja a fost votat în a doua lectură și care prevede posibilitatea de a evalua membrii CEA, cum rămâne cu acest proiect și dacă urmează să fie constituit Proiectul respectiv rămâne în vigoare. Partea esențială de modificări despre care am discutat noi se referă la modul de numire și dumneavoastră puteți să consultați și proiectul pe site ca să vedeți detalii. Mulțumim. Dar în proiectul acesta se regăsește modificarea articolului 87 care prevede demiterea corpurile membrilor CEA dacă se constate că raportul lor nu este... Exact, exact. Dumneavoastră aveți proiectul pe site? Da, se face ajustare la veche lege. La legea serviciilor. Ați văzut și din partea CEA și din partea ONG-urilor care se sunt care este vor fi dezbateri, vor fi discuții. Da. Vor fi noi considerăm că este cazul ca Parlamentul în mod politic să-și asume profesioniști care să vină și pe bune să contribuie la îmbunătățirea situației în domeniu. Mulțumim mult! Mulțumim.